la Marina Răușanu să vă invite înăuntru și să vedeți și expoziția și ceea ce trebuie să spună asta. Vă mulțumim! Vă spun și eu bine ați venit și vă poftesc în actualul sediu al Bibliotecii Municipale Gala Galaction. În zilele noastre, Biblioteca Municipală este instituție fără personalitate juridică care funcționează ca și structură în cadrul Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport și așa cum ați văzut și dumneavoastră, alături de noi este domnul Sintu Axu, directorul direcției. Vă invit să facem un tur virtual al bibliotecii noastre și a spațiilor dedicate activităților și manifestărilor organizate. Poftiți, vă rog! Imobilul în care ne aflăm astăzi a fost sediul fostei bănci agricole, filiala Rușiorii de Vede, transformat în instituție de cultură. Instituție care găzduiește alături de Biblioteca Municipală și Casa Municipală de Cultură, dar și redacția ziarului Drum. Și avem, cum intrăm în partea sfântă, avem secția pentru copii, un parte pentru copii a Bibliotecii Municipale, pe care vom vedea și pe care vom vorbi puțin mai târziu. Aici își desfășoară, avem angajat o singură bibliotecară la secția pentru copii și un monitor carte care își desfășoară activitatea și oferă servicii utilizatorilor din comunitatea rușioreană. Mai departe, avem sala de activități și manifestare a Direcției pentru Cultură, sala pe care o folosim de câte ori avem activități, manifestări cu număr de persoane mai mare. Astăzi vă prezentăm expoziția dedicată omului de cultură, Constantin Noita, pe care l-am aniversat pe data de 12 iulie. S-au aniversat 118 ani de la nașterea acestuia. Pe simesele sălii de expoziții vedeți imagini care îl reprezintă pe Constantin Noita, eruditul om de cultură teleormanean, dar și citate din opera sa. Vă invit să vedeți și dumneavoastră expoziția și să vă bucurați ochii și de ce nu și sufletul cu citatele prezentate aici. Iată-ne așadar în interiorul Bibliotecii Municipale Gara Galaction, mai exact la secția împrumut carte pentru copii și adolescenți. Biblioteca Roșioreană, așa cum vă spuneam și mai înainte, este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, fără personalitate juridică, finanțată integral de către Consiliul Local al Municipiului Roșiorii de Vede și funcționează ca instituție publică non-profit. Ca bibliotecă publică, Biblioteca Municipală Gara Galaction își dezvoltă colecțiile de documente prin diverse modalități. Achiziții, abonamente, transfer, donații, urmărindu-se astfel completarea colecțiilor, dezvoltarea acestora, dar și continuitatea lor. Misiunea bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza și conserva, dar și accesibiliza și de a pune în valoare sub multiple forme, ca de exemplu expoziții de carte, activități și manifestări dedicate colecțiilor noastre speciale, colecțiilor din patrimoniul local, promovării valorilor culturale și locale. Promovarea lecturii este de altfel un serviciu permanent în toate bibliotecile civilizate ale lumii și constituie o nevoie de bază a educației și a deprinderii plăcerii de a citi. Copiii își dezvoltă imaginația, deprinderile de ascultare și capacitatea de concentrare, gustul pentru lectură, încep să perceapă lectura ca un lucru pozitiv în viața lor. Își îmbogățesc astfel vocabularul, sunt încurajați să se exprime și își dezvoltă curiozitatea de altfel naturală, creativitatea și își petrec, de ce nu, timpul într-un mod plăcut și distractiv.
Istoria bibliotecilor se leagă în mod organic de istoria scrisului și, în general, de istoria cunoașterii. Și în istoria și cunoașterii, dar și a înregistrării scrisului pe diferite suporturi. De exemplu, cum ar fi suporturile folosite în antichitate, piatră, papirus, tradiționala hârtie și multe alte suporturi. Și pielea de animal prelucrată a fost unul dintre suporturile folosite în mod frecvent. Ca să cunoaștem mai bine Biblioteca Publică Roșioreană, voi începe cu câteva specificări, mențiuni din volumul Introducere în istoria culturală a județului Telorman, semnată de Roșioreanul, cunoscutul Roșiorean, scriitor, cercetător, istoric și critic literar, domnul Stan Vecristea, care și-a dedicat întreaga activitate descoperirii istoriei noastre locale, promovării ei și punerii în valoare. Și în acest volum este menționată o bibliotecă. La capitolul 6, tradiții și înfăpturi culturale, este mai menționat că la Roșiorii de Vede a existat o bibliotecă populară, care fusese înființată în anul 1915 cu sprijinul doamnei Irina Procopiu, soția lui Ide Procopiu, cunoscut om politic și gazetar. Aceasta era condusă de un comitet alcătuit din președinte, vicepreședinte, medicul orașului, cenzori, bibliotecari, institutori. Ca urmare a impulsului dat muncii de ridicare culturală a populației, prin sistemul extrașcolar, au apărut casele de sfat și de citire. Astfel, la Roșiorii de Vede, înainte de anul 1918, a existat casa de citire Mihail Cogălnicianu, care a avut o activitate notabilă, fiind sprijinită îndeoseb de cercul studențesc Telorman. Conform precizărilor din volumul Introducere în istoria culturală a județului Telorman, acestea au apărut, așa cum vă spuneam, înainte de 1900. Anul 1900. Biblioteca Publică Roșioreană își are începuturile în perioada interbelică. Între anii 1950 și 1952 a funcționat ca bibliotecă regională pentru nevoile regiunii Telorman, care își avea reședința aici. Din anul 1952, ca bibliotecă raională pentru nevoile fostului raion Roșiorii de Vede din regiunea București, până la reforma administrativă din anul 1968, când devine bibliotecă orășenească, iar în anul 1995, Biblioteca Municipală. Așa cum vă spuneam, începuturile sunt în anul 1951 și ca drept dovadă avem și primul registru de inventar, registru cu numărul 1. Se poate vedea, este inscripționat pe Biblioteca Orășenească Roșiori, registru de inventar și cuprinde volumele menționate de la poziția 1 până la poziția 4165. Iar prima mențiune se află, din păcate nu se vede destul de clar, dar este încă lizibil, anul 1951, data 17 mai, prima înregistrare. Asta nu neapărat coincide cu înființarea bibliotecii, să zicem, chiar pe 17 mai. Poate au primit înainte fondul de carte și apoi, începând cu data de 17, au continuat înregistrarea acestuia. Acesta este registrul cu numărul 1. De-a lungul anilor, Biblioteca Municipală și-a desfășurat activitatea în diferite sedii și locații. Printre acestea menționez Palatul Cultural Albina, Galeriile Georgescu, Casa Ghencea, care se afla pe strada Oltului și în prezent ne desfășurăm activitatea în imobilul fostei bănci agricole, filiala Roșiorii de Vede. Din anul 2004 ne aflăm aici. În anul 1991, la inițiativa doamnei Irina Mihaela Stoica, bibliotecar responsabil în acea perioadă, Biblioteca Municipală a primit numele de scriitorului telormănean, traducătorului și preotului Gala Galaction. Doamna Irina Mihaela Stoica, bibliotecar responsabil la aceea vreme, a făcut toate demersurile legale și astfel, din acel an, Biblioteca Municipală a devenit nu doar bibliotecă publică, ci și biblioteca publică Gala Galaction. Astfel, scriitorul telormănean a devenit patronul cultural și spiritual al bibliotecii. Iar de-a lungul anilor, în perioada aceea încă era în viață una dintre fiicele scriitorului Gala Galaction, doamna Elena Galaction, unde doamna Irina Stoica organiza excursii pentru marcarea aniversărilor sau comemorărilor marelui scriitor. Avem aici în imagine pe doamna Irina Stoica, fostă bibliotecar responsabil, doamna Elena Galaction și roșioreni care însoțeau bibliotecara în această excursie la fica încă în viața scriitorului. Aici se află
doamna Elena Galaction se poate vedea clar, fiica în viață, care de fiecare dată îi primea, bucuroasă și încântată, că tatăl dumnei nu a fost uitat, iar Biblioteca Municipală îi dedică activități de aniversare și comemorare. Tot marelui Gala Galaction a fost dedicată și o expoziție memorială în comuna Didești, comuna în care, în satul Didești, sat în care s-a născut, în care acesta avea familia. În imagine avem una dintre picturile făcute de Luchi Galaction, fica, o altă fiica scriitorului, care reprezintă pe Gala Galaction și, și alături de tablou se află și doamna Irina Mihaela Stoica, care era prezentă și iniția astfel de manifestări. Se organizau manifestări și pelerinaje nu doar la Didești și la fiica scriitorului acasă în București, dar și la Mănăstirea Cernica, acolo unde părintele Gala Galaction își află somnul de veci. Și avem aici în imagine un grup de roșioreni care au participat la comemorarea eruditului om de cultură Gala Galaction. Așa cum vă spuneam, Biblioteca Publică își are începuturile, Biblioteca Publică Roșioreană își are începuturile în anul 1951. Din anul 1951 și până în 1988, ordonarea activității acesteia a fost alocată domnului Dan Pătrașcu. Acesta a fost numit responsabil de derularea activităților în cadrul bibliotecii. Din anul 1988 și până în anul 2004, doamna Irina Mihaela Stoica a fost bibliotecar responsabil. Apoi, din 2004, biblioteca n-a mai funcționat ca instituție publică cu personalitate juridică, a funcționat ca și structură în cadrul Direcției pentru Cultură, Direcției pentru Cultură Roșioreană. Și astăzi funcționăm la fel, fără personalitate juridică, suntem structură alături de Casa de Cultură, Muzeu și Compartimentul Sport. Dacă în anul 1951 Biblioteca Publică deținea aproape 6700 de volume, în prezent avem peste 65.000 de volume. Peste 40.000 dintre acestea sunt cu acces liber la raft, ceea ce înseamnă că cititorii le pot consulta și pot avea acces la toate informațiile cuprinse în ele. Le pot consulta atât la sala de lectură, dar le pot împrumuta și la domiciliu. Alături de serviciile tradiționale, specifice de bibliotecă și anume, așa cum spuneam, împrumutul de carte atât la sala de lectură cât și la domiciliu, la bibliotecă se organizează și activități culturale dedicate, cum ați văzut în imagine pe care vi le-am arătat, aniversărilor și comemorărilor literare, punctarea unor evenimente locale sau naționale. Biblioteca a evoluat încercând să țină pasul cu societatea contemporană și nevoile acesteia de informare, de educare și de petrecerea timpului liber. Astfel au fost înființate noi servicii de bibliotecă. Accesul la informații, nu doar la baza de date a bibliotecii locale, care poate nu satisface de fiecare dată nevoile utilizatorilor, dar avem acces la baze de date electronice prin utilizarea internetului. Și acesta este posibil datorită programului Biblionet, lumea în biblioteca mea, program în care a fost selectată să participe și Biblioteca Municipală Gala Galaction, iar în urma derulării acestuia am obținut 10 calculatoare pentru public, care au fost împărțite la secția împrumut carte pentru copii, dar și la secția împrumut carte pentru adolescenți, și astfel am putut dezvolta noi servicii de bibliotecă. Am creat un curs IT pentru seniori, ajutându-i să se familiarizeze cu utilizarea calculatorului, un fel de alfabetizare digitală. Dar și activități pentru copii. Au învățat să redacteze documente Word, cu toate că ei sunt nativ digital, se pricep destul de bine să mânuiască internetul. În redactarea de documente întâmpină dificultăți și am venit în sprijinul lor crearea de servicii și programe dedicate acestor nevoi. Accesul la informații prin utilizarea internetului se face gratuit la bibliotecă, pentru că, așa cum spuneam, biblioteca este instituție non-profit. De-a lungul timpului, biblioteca a desfășurat activități în bibliotecă, pentru că așa era tradițional, se organizau activități în interiorul bibliotecii. Odată cu modernizarea societății contemporane, am evoluat și noi și am părăsit de data aceasta spațiul bibliotecii și am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor comunității, creând programe pe care să le oferim în spații neconvenționale. Unul dintre acestea
este și programul de vară, biblioteca de vacanță, în cadrul căreia am organizat ateliere de creație, copiii au învățat să picteze, să coloreze, să citească, am oferit sesiuni de lectură, sub motoul în vacanță, cărțile nu au vacanță, dar am putut să le oferim și serii magice, serii cu povești animate, în cadrul programului Seara cu poveștile prin viață, tot biblioteca de vacanță. Așa cum vă spuneam, la bibliotecă organizăm un parteneriat cu instituțiile de educație și învățământ din municipiu și nu numai, aniversări, comemorări, medalioane literare, punctăm manifestări, evenimente locale, valorificăm patrimoniul cultural local, dar organizăm an de an și programe care au prins la public. Unul dintre acestea este concursul de lectură, Bătălia Cărților, concurs care se desfășoară în bibliotecile publice din România, pe două secțiuni de vârstă, secțiunea copii și secțiunea adolescenți. Așa cum vedeți pe anul din față, sunt expuse cărțile și titlurile impuse la această secțiune. Sunt 10 titluri pe care copiii trebuie 10 cărți pe care copiii trebuie să le citească, apoi să-și aleagă cartea preferată, iar la finalul concursului, în luna octombrie, în cadrul dezbaterii Convinge-mă să citesc, să-și prezinte cartea preferată. Câștigătorii secțiunilor copii și adolescenți vor merge și vor reprezenta județul Teleorman la finala națională a concursului. Cum puteți vedea, pe panou mai sunt disponibile 3 titluri, ceea ce înseamnă că celelalte sunt împrumutate și până în prezent avem înscriși 7 copii la Bătălia Cărților. Pe raftul alăturat avem cărțile care au participat în anii trecuți la concursul Bătălia Cărților, cărți din literatura contemporană. Ele nu se regăsesc în bibliografia școlară, sunt cărți care prind la tineri, sunt pe gustul lor și le citesc cu plăcere. Așa cum vedeți, fondul de carte este destul de învechit, dar avem și secțiune de noutăți. An de an încercăm cu ajutorul administrației și sprijinul financiar al administrației publice locale să dezvoltăm și să înnoim colecțiile bibliotecii municipale în funcție de solicitările de lectură ale membrilor comunității locale roșiorene. Biblioteca Municipală Galagalachion are două secții. Secția împrumut carte pentru copii și adolescenți și secția împrumut carte pentru adulți. Acum ne aflăm în sala de împrumut a secției pentru adulți, de fapt în prima cameră din sală, aici unde se completează fișele de împrumut pentru împrumut acasă, de documente sau împrumut la sala de lectură. Sper că mulți dintre dumneavoastră știți că serviciile oferite de bibliotecă sunt gratuite. Ce presupune să veniți la bibliotecă și să faceți o fișă de împrumut? Presupune să aveți un document de identitate la dumneavoastră. Dacă nu aveți o carte de identitate, nu aveți vârsta pentru obținerea acestei cărți de identitate, puteți veni cu o persoană majoră din familie. Și ce se întâmplă următorul pas când ajungeți în bibliotecă? Completăm o astfel de fișă contract de împrumut în care vă trecem datele personale. Apoi, în funcție de câte volume vreți să consultați, ori la sala de lectură, ori acasă, vi se împrumută documentele. Totul în mod gratuit. Serviciile, cum v-am spus, oferite de Biblioteca Municipală Galagalachion, sunt servicii non-profit. În această sală avem expuse și așezate, conform clasificării decimale universale, volumele care sunt cel mai mult solicitate. Volume din literatură, volume din toate domeniile științei și cunoașterii. Așa cum vedeți, au indicatoare la raft. Aceștia le pot consulta singuri dacă vor să atingă cartea, să-i verifice cu prinsul, dacă nu vor să beneficieze de ajutorul sau consilierea unui bibliotecar. Aici avem de asemenea expuse și cărțile care se află în concursul Bătălia Cărților, secțiunea dedicată adolescenților. Ca și la secția pentru copii, și aici avem 8 adolescenți înscriși. Concursul se derulează din luna mai până în luna octombrie, iar alături o altă expoziție de carte, expoziție dedicată lui Constantin Noica, expoziție care se va regăsi la bibliotecă toată luna iulie. Aceste cărți fac parte din colecțiile Bibliotecii Municipale Galagalachion și se pot împrumuta. Nu toate sunt accesibile fiind cărți de filozofie, dar avem și biografii și câteva informații inedite privind viața telormăneanului, cu o vastă cultură literală și generală, Constantin Noica. Vă poftesc să vedeți sala de lectură,
sala de lectură a Bibliotecii Municipale Galaga nu este așa de spațioasă, dar putem oferi acces la internet, avem calculatoare, stații de lucru pentru utilizatori și documente care au regim de sală de lectură. Ce înseamnă acesta? Că nu se pot împrumuta acasă, se consultă doar aici. Avem dicționare, enciclopedii, atlase geografice, dar și un fond de carte dedicat scriitorilor roșioreni și teleormăneni. Patrimoniul local teleormănean am încercat să-l conservăm separat și să organizăm periodic acțiuni care menite să-i promoveze pe scriitorii noștri cu origini, așa cum vă spuneam, roșiorene și teleormănene. Și puteți vedea, cele două rafturi le sunt dedicate acestora. Un fond de carte cu valoare de patrimoniu local, un fond care spune, este ca o carte de vizită pentru comunitatea noastră mică, dar comunitatea în care, vedeți, se creează mult, se scrie mult. Mai departe avem depozitul de carte. Înainte depozitele erau, în depozite se permitea accesul doar personalului de specialitate. În zilele noastre am încercat să oferim acces unui număr cât mai mare de cititori la depozitul de carte, astfel ei vor putea consulta fără nicio restricție volumele așezate aici, la fel cum vă spuneam, conform clasificării zecimale universale. La rafturi vedeți indicatoarele, ori pe litere, ori alfabetic, structurate în funcție, în ordine alfabetică, dar și sistematic pe domenii.